Salut! Sunt Alex de la Rams Motorsport. Episodul de astăzi va fi un pic cu circuitul pe invers. Adică față de cum am obișnuit până acum, mai întâi prezentăm frumos motocicleta, niște cadre, niște evenimente și pe urmă tragem niște concluzii. Astăzi o să începem un pic diferit. Suntem invitații lui Ionuț Pătulea, colegul meu, maestru tehnician pe suspensii de la Rams Motorsport, în bucătăria lui. Foarte rar am ocazia să-l prind la lucru și să-l și filmez. Îmi face magia suspensiilor. Deci astăzi o să fim invitații lui Ionuț și o să îl vedem în acțiune, exact ca pe un maestru bucătar care își tranșează victima și o asezonează cu tot felul de mirodenii. Astăzi o să-l vedem pe Ionuț și toate trucurile lui într-o premieră mondială, să zic așa, în România sau cel puțin la Rams Motorsport. Este vorba despre suspensia electronică de pe un KTM 1290 Super Adventure. Ce îi facem noi astăzi? Nu este numai servisarea uleiului din furcă, dar este o servisare completă în care desfacem cartușele, schimbăm uleiul din cartușe și reîncărcăm, după ce am desfăcut și am dat drumul la presiunea de azot din cartuș, reîncărcăm cartușul cu azot. Ca să fac o mică pauză, pentru că nouă chiar ne lipsește chestia asta, educația moto, cultura moto. Ce se întâmplă cu servisarea unei suspensii? De ce ne caută lumea? Lumea de ce ne caută disperată? Curge furca. Trebuie să o fac, curge furca. Mi-a curs pe plăcuțe, acum trebuie să schimb și plăcuțele. Contrar a 90% din ce se întâmplă în piața moto din România, Bogdan nu a venit la noi pentru că îi curge furca. Bogdan a venit la noi înainte de a avea o problemă. A venit la noi să facă revizia de 15.000 de kilometri și a decis să serviseze furca, chiar dacă nu curge, pentru că avea de făcut o expediție, o plimbare, o scurtă plimbare de 10-15.000 de kilometri până la Norcheap și pentru a evita orice eventuale neplăceri pe care ar putea să le creeze o defecțiune la suspensia față pe drum, a decis să o facă anterior, să prevină problema și să serviseze furca înainte de a fi cazul. Teoretic era cazul, deoarece producătorul spune că odată la 2 ani trebuie schimbat uleiul din furcă sau fiecare producător dă un anumit număr de kilometri la care ar fi bine să schimbi uleiul din furcă, simeringurile de ulei, simeringurile de praf și să verifici starea cuzineților. Deci, fiți pe fază, aveți ce vedea, vizionare plăcută, click, like, subscribe.
Sperând că v-a plăcut servisarea suspensiei față de pe KTM 1290 Super Adventure. Vă mulțumim foarte mult pentru interesul cu care ne vizionați de fiecare dată și vă mulțumim pentru susținere. Baftă și asfalt uscat!